În primul rând, la nivel național. Oricât de mult ne-am dorit noi să cosmetizăm lucrurile în teritoriu, la nivel național, partidul a fost cumva dus într-o fundătură de către domnul Liviu Dragnea. A luat cumva în posesie PSD-ul și prin intermediul acestui mijloc de putere negociază tot felul de lucruri, nu în interesul României, ci mai mult în interesul propriu. O să mă întrebați bine-bine de ce n-ai spus lucrurile astea în cadrul partidului. Dar vreau să vă reamintesc că lucrurile astea au fost spuse acum un an, într-o ședință de Comitet Executiv Național, când mai mulți oameni, Adrian Țuțuianu, domnul Marian Neacșu, domnul Stănescu, doamna Firea, au încercat să poarte aceste discuții, numai că domnul Dragnea a avut grijă să îngroape orice subiect care avea legătură cu el. La nivel județean, odată cu eliminarea lui Adrian Țuțuianu, actuala conducere a PSD Dâmbovița a adoptat un comportament pe care mi este greu să-l descriu. Ne-a împărțit în parlamentar de mâna întâi și mâna a doua. Ba mai mult decât atât, am fost umilită de actuala conducere. La adresa mea s-au dat mai multe mizerii, s-au dat comenzi mizerabile, unele chiar decente. Recente, de către oameni din conducerea PSD Dâmbovița. Sunt extrem de dezamăgită și de revoltată în același timp. Pentru că eu, indiferent de modul și unde am lucrat, am știut întotdeauna să păstrez o anumită decență. Ce face acum conducerea PSD Dâmbovița este la un nivel foarte, foarte jos. La Pro-România am venit pentru că era o alegere naturală. E singurul partid care are valori social-democrate și nu mă văd eu făcând politică altfel. Este un partid nou, dar ne vedeți aici, îi vedeți și pe colegii noștri de la nivel național, suntem oameni entuziaști. Normal că nu este deloc ușor, știam acest lucru, mi l-am asumat și sunt convinsă că și eu, alături de colegii mei, putem da o mână de ajutor pentru acest proiect politic.